Vizitatorii pot vedea de aproape păpușile și decorurile din spectacole ca Aleodor Împărat, Fata Babei și Fata Moșului sau Frumoasa din Pădurea Adormită. An de an, Teatrul de Păpuși trebuie să lupte cu o concurență tot mai mare din spațiul digital. Trăim într-o lume în care există foarte multe alte lucruri care atrag atenția copiilor și părinților. Este foarte greu în ziua de astăzi să devii lider de piață atunci când ai televiziune, emisiuni pentru copii, divertisment. Pe lângă păpuși sunt prezentate și afișe din istoria de peste jumătate de secol a teatrului. Avem afișul din 1951, primul spectacol al Teatrului de Păpuși. Muzeul Păpușilor este deschis până în 31 iulie.